Din anul 2015, studenții adventiști donează sânge în campaniile Picătura de Viață. Inspirați de exemplul lor, și unele biserici au început să organizeze evenimente pentru donare de sânge chiar în lăcașele de cult. Ieri, în campania Împreună pentru Oameni din București, 75 de donatori au dăruit viață în Biserica Adventistă Brâncoveanu. Iar astăzi, la Biblioteca Națională a României, în prima zi de donare, unitatea mobilă de la Centrul de Transfuzii Sanguine a raportat cifra de 53 de persoane care au donat cantitatea maximă admisă. Bucuria a fost maximă, pentru că jumătate au donat sânge pentru prima dată în viață. Suntem acum la 13-a ediție Picătura de Viață și, după cum ne-am obișnuit, continuăm să mergem și în alte orașe. Până atunci, din acest loc, mâine și în zilele următoare, ne dorim să pulsăm viață în spitalele capitalei. Vom continua! La sfârșitul lunii noiembrie, o comunitate adventistă din Peretu, Teleorman, va organiza un eveniment similar în biserica locală. De ce donăm sânge? Pentru că noi credem în Dumnezeul Creator, Cel care pentru prima dată le-a dăruit lui Adam și Evei lichidul vieții. Când donăm sânge, ne asemănăm cu Tatăl nostru Ceresc, Cel care în ziua facerii l-a adormit pe primul bărbat, după care a luat din trupul lui elemente pentru a crea prima femeie. Dăruiește-te pe tine, salvează un om și viața va continua să pulseze.